Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Poate ați văzut filmarea cu mașina care circula cu 130 de km pe oră pe contrasens pe DN1 între Bănești și Breaza. Și dacă n-ați văzut-o, ar trebui să o vedeți. E publicată în multe locuri. Filmare făcută de un șofer de pe sensul corect. El mergea corect și la un moment dat a văzut în depărtare e un drum întins acolo, pentru cei care nu știu drumul. E o bucată de drum întins, bun, parapet pe mijloc și în depărtare, pe stânga, el mergea pe banda a doua, cum ar veni, și pe stânga, o mașină, se vedeau stopurile unei mașini, care forja, băga forșă și s-a apropiat de mașina respectivă. Deci, parapeții aia de beton ar trebui să te apere de cei care eventual intră pe contrasens. Dar aceste ziduri de protecție sunt nimic, un obstacol insignifiant pentru cineva care e hotărât și chiar vrea să intre pe contrasens și să o țină așa 15 km, dacă nu chiar mai mult. Pentru că omul respectiv care filmează urmărește mașina cu pricina, ajunge în dreptul ei, dă flash-uri, încearcă să-i atragă atenția, nimic, nimic. Și, cum spuneam, urmărirea durează minute în șir și omul sună la 112. În cele din urmă, povestește după aceea. El a observat că autoturismul era matriculat în Ialomița și că la volan, zice el, că s-ar fi aflat o femeie. Mă rog, asta e mai puțin important. Poliția după aceea spune că nu era o femeie, nu contează. Ce vă spun eu, asta e relevant pe Republica Fantastică România, la Predeal mașina ar fi făcut stânga spre Pârâul Rece. Acum, între Bănești și Predeal sunt aproape 60 de kilometri, așa? Eu nu-mi imaginez că ăla de pe contrasens sau doamna de pe contrasens a mers chiar toată distanța asta pe contrasens. Mai ales că la un moment dat nu mai sunt separatoare. Da. E posada, adică ar da, fi și până la Predeal, posibilitatea treci să revină pe sensul da, și normal. Treci prin localități acolo, adică nu cred că Bașca, da. Bun, dar nu contează, ajung și aia 14 km de mai înainte. De fapt, ajung și 2 metri să intri pe contrasens ca să provoci o tragedie îngrozitoare. Unul dintre motivul pentru care s-au pus separatoarele de sens acolo este tocmai ăsta, ca nu care cumva să se mai intre din greșeală pe contrasens, la vitezele mari cu care se circulă pe acolo, se murea foarte mult. Bun. Dincolo de nebunia gestului în sine, ce e șocantă în întâmplare, asta e reacția autorităților, care e practic nulă. Bun, o paranteză scurtă. Un șofer care intră pe contrasens și realizează asta, are două opțiuni. Să fie sinucigaș, să-i dea înainte sau să se întoarcă și să ocolească 2, 3, 4, 10 km. Reacția normală este să te oprești în momentul în care a realizat. Cu toții putem face greșeli și mie mi s-a întâmplat să intru în străinătate pe contrasens pe o bucată de drum, fără să-mi dau seama că m-am încurcat. Dar în momentul în care am realizat și am realizat chiar când am intrat, când vezi mașinile, realizezi, bă, te întorci, dai cu spate, nu știu, faci ceva să ieși de acolo, nu-i dai înainte. Dar să mergi 15 km pe contrasens și pe partea cealaltă veneau mașini, dădeau flash-uri, claxoane, chestii, nimic. Persoana în chestie era ori totalmente drogată, ori complet neștiutoare, adică inconștientă în privința împrejurimilor sale, nu înțelegea că se află în trafic. Șoferi care nu sunt atenți la ce se întâmplă în jurul lor. Nu era atent la faptul că cineva îi dădea flash-uri pe laterale, ăia de-n față, nu, i-a trecut o clipă prin cap, bă, ceva e neregulă, prea sunt mulți, mă, care merg pe contrasens, exact, da? Ca, exact ca în banc. Fix ca în banc. Bun. Deci, omul sună la 112, cel care filmează, și încearcă să avertizeze asupra pericolului. Și iată ce scrie pe Facebook. Citez. Am sunat, de aceea n-am filmat mai mult. Mi-au zis polițiștii că îl opresc la Comarnic. Trecând de Comarnic, am mai sunat încă o dată. Au zis că îl opresc la Sinaia. Vorbim de zeci de kilometri. Înțelegeți? De unde? De la Bănești. Bănești până la Comarnic? Da. E cale lungă? Da. Adică... Da. Apoi la Predeal a făcut stânga spre Pârâul Rece, încă o dată, sunt 60 de kilometri. Nici o mașină de poliție, nici o intervenție, nimic. Și omul continuă. La poliție am vorbit de ambele dăți cu agentul Albu, de la Poliția Prahova, care se va alege și cu o plângere pentru că n-a făcut absolut nimic. Și asta ar trebui să ne revolte cu adevărat. Pentru că, uite, iar sună cineva la 112 să semnaleze un pericol, așa cum și alții au sunat, să spună că sunt în pericol și poliția nu mișcă un deget. Deci vorbește de două ori cu aceeași persoană și ăla zice, da mă, lasă-l, oprim aia, nu mai, îl oprim noi undeva, avem la Comarnic pe cineva. În America era cu elicoptere, cu alea, cu mobilizare, zeci de mașini, hai, noi n-avem toate mijloacele astea. Măi, dar chiar așa să... Hai, lăsați-l că-l oprim noi, n-avem noi act de cu jocul lui, îl prindem la Comarnic.
Eu mă întreb acum... Probabil agentul ăla care face din mână să treacă mașinile la trecerea de pietoni. Ia stai, coleg. Probabil noaptea e de gardă la nebuni. Colegule, trage pe dreapta aici, că vii pe contrasens cu 130. Dar eu acum mă întreb, bun, sigur, agentul albu de la poliția Prahova e ăla care a răspuns la telefon, care era probabil de serviciu și îi făceau legătura de la dispecerat. Da. Dar el, adică sunt convins că el are acolo distribuirea trupelor, credem, forțelor. Credem noi. Nu, le are, măcar teoretic știe. Da. Avem echipajul care patrulează în zona aia, avem echipajul care nu știu ce și el probabil că a spus, anunț echipajul din zona aia. Mă, unde era echipajul din zona respectivă? De zeci de kilometri n-au putut să oprească o mașină care mergea pe contrasens. Sau care mersese pe contrasens și fusese reclamată în sensul ăsta. Era clar că e un pericol. Și când a zis să-l oprim la Comarnic, după care îl oprim a doua oră unde? La Sinaia. Deci e clar că sunt două echipaje care ar fi trebuit să se afle niște locuri cu care poliția trebuia să comunice și să spună opriți-l pe ăla, avem și numărul. Și nu a reacționat nimeni, nu s-a întâmplat absolut nimic. Mașina aia a mers până la Părâul Rece. Înțelegeți? Când l-a pierdut, adică n-a mai, s-a plictisit și el să mai... ăsta care o filma. Bă, deci de ce plătim noi oamenii ăștia totuși? Unde erau ăștia? Ce făceau ei? Aberația continuă. Poliția Prahova susține că nu are bază legală ca să sancționeze șoferul sau șoferița cu pricina, chiar dacă filmarea există. De ce? Pentru că nu e camera omologată, mă înțelegi? Și mai mult, cred că o să-l amendeze pe domnul care a filmat din mână. Da, și pentru că la un moment dat s-a văzut în imagine kilometrajul lui, da. A vrut să arate cât de repede merge ăla. Da. Și poate îi dă și amendă pentru viteza ăstuia, că mergea cu 100. Și că i-a și deranjat. Pe porțiune de drum cu 80. Așa. Și a și filmat în timp ce mergea. L-a nenorocit. Prietene, încurcat-o. Bun, da, iată ce spune. Deci, filmarea realizată de martor nu este făcută cu aparat omologat. Da, normal. Mă înțelegi? Persoana care a condus pe contrasens putea fi sancționată doar dacă era prinsă în fapt de către un polițist, altfel filmarea realizată cu un telefon mobil este irelevantă pentru această situație, scrie Adevărul. Am mai avut discuția asta, Vlad, trebuie schimbată legea, că asta e problema. Problema e fundamentală, n-are, adică n-ai cu ce să-i condamn pe polițiștii, respectă așa legea. Este. Legea este cretină. Da, în 2021 să mă pui să am cameră omologată, ok, poți să-mi cer cameră omologată ca să demonstrez că la mergea cu viteză mai mare. Da. Că sigur, acolo e mai sensibilă discuția. Dacă să-ți arăt că m-a lovit unul cu mașina sau că ăla e pe contrasens, de ce trebuie să fie camera omologată? Pentru că la lege scrie că o filmare, nu știu ce, o contravenție se constată de agentul constatator. Și tu nu ești agent constatator. Nu e neapărat cu camera dacă e omologată sau nu. Stai. Deci contravențiile nu poți să le demonstrezi cu ce filmezi tu, pentru că contravenția se constată doar de agentul constatator și tu nu ești agent constatator. Dacă e infracțiune, în schimb, atunci devine probă într-o cercetare a unei infracțiuni care are legătură cu codul penal. Și atunci, vedeți, ăsta este paradoxul. Deci trebuie lărgit cadrul. Da, adică dacă nu omoară pe nimeni și pune în pericol pe toată lumea, frate, asta e, poate să se distreze să mai facă asta de câteva ori, știi? Băi, așteptăm ca să reacționăm cu adevărat, așteptăm să omoare pe cineva. Atunci, dacă omoară pe cineva, da, frate, ne mișcăm, luăm probe, reacționăm. Altfel, nu ne interesează, ridicăm din umeri. Și, mă rog, poliția zice că este acum în căutarea unor filmări oficiale, făcute de camerele de la CNAIR, ca să poată să amendeze persoana respectivă, și se face o anchetă internă ca să se afle de ce niciun echipaj de la serviciul rutier nu a fost disponibil timp de aproape o oră ca să intervină. Deși au existat două solicitări pe 112, asta știm noi că or mai fi sunat și alții, eu presupun că poate echipajele alea erau la pensat ceva și atunci, aveau treabă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.